8 asistente medicale, 3 brancardieri și un registrator medical din cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean au fost confirmați cu COVID-19 în ultimele zile. Primul rezultat pozitiv l-a primit un brancardier în data de 6 octombrie, potrivit datelor furnizate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Câteva zile mai târziu, alți doi colegi ai săi au fost confirmați pentru ca în urma testării tuturor celor peste 100 de angajați ai secției să fie înregistrate alte 8 cazuri. Acesta este cel de-al treilea focar COVID-19 din Spitalul Județean, după cele izbucnite în secțiile boli interne, unde s-au infectat 11 angajați și 21 de pacienți, și cardiologie cu 6 infectări. După depistarea focarului din UPU, Direcția de Sănătate Publică Sălaj a dispus intensificarea măsurilor de dezinfecție în toate spațiile serviciului, trierea întregului personal la intrarea în tură și testarea PCR după o absență mai îndelungată de la program și reinstruirea personalului cu privire la purtarea echipamentului de protecție. Pentru asigurarea asistenței medicale au fost programate turele cu medici și asistente testate cu rezultat negativ. Toți angajații infectați sunt monitorizați în mod direct de către șef UPU, dar și de către medicii de familie. Surse din interiorul unității medicale susțin că ar exista alte 2 focare COVID-19 la bucătărie și în secția neurologie. Până în acest moment, cazuri de infectare cu noul virus au fost înregistrate la angajați de la boli interne, infecțioase, cardiologie, ortopedie, oftalmologie și UPU.